Domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii e Vremea Ta. Sunt Andrei Borbulescu și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Cea mai mare valoare înregistrată în ultimele 24 de ore a fost de plus 42,6 grade în Namibia, în timp ce valoarea minimă a fost de minus 61,4 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Vom vorbi despre cele 5 mituri legate de gaz și, în acest sens, îl avem alături de noi pe Alintă de la Greenpeace. Se apropie cel mai important eveniment astronomic al anului, o eclipsă parțială de soare. Aflăm imediat detalii. Bineînțeles, vă aduc și informațiile cele mai noi despre evoluția vremii. Dacă vă plac merele, vă recomandăm să mergeți în raiul acestora. Orașul Middle din Maroc are aproape 7500 de hectare de livezi de mer și un randament mediu de 25 de tone pe hectar. Acesta reprezintă 31% din producția mondială de mere din Maroc. Din păcate, producția de mere din regiunea Aitayah a cunoscut o scădere evidentă din cauza deficitului de apă din zonă, în rezultat din absența precipitațiilor. Merii reprezintă una dintre cele mai importante culturi sezoniere de care întreaga regiune depinde. Este necesară construirea de baraje care să corecteze cursurile apelor și pentru a proteja terenurile agricole împotriva eroziunii. Merele culese în mare parte vor fi păstrate în spații frigorifice iar peste o jumătate de an vor fi vândute în piețele din Agadir, Casablanca, Orfez. Seceta a căpătat proporții excepționale în lacurile și râurile din Statele Unite. Topografia mai multor state traversate de râul Colorado s-a schimbat complet. În Arizona, Seceta înghite treptat parcele întregi de teren agricol. Într-o zică aceasta, cu 48 de grade Celsius, Nancy Keywood își vede pământul murind. Nepotul ei folosește tractorul, însă nu are ce să extragă din pământ în afară de buruieni. Viața acestei familii de fermieri, care perpetuează tradiția meseriei lor de multe generații, este amenințată de la o vreme, an de an, de lipsa de apă. Râul Colorado se epuizează, apa lui este din ce în ce mai puțină. Situația acestei familii se regăsește și în cazul atâtor altora. Din pricina crizei climatice, în munții stâncoși de tot mai puțină zăpadă. Prin urmare, râurile sunt cele alimentate cu mai puțină apă. Lacul Mid, aflat în statele Arizona și Nevada, pe cursul râului Colorado, este cel mai mare rezervor de apă din Statele Unite ale Americii. Nivelul acestui lac scade constant. De râul Colorado depind peste 40 de milioane de oameni din Mexic și din șapte state americane. Să detaliem acum evoluția vremii pe teritoriul țării noastre. La noapte vremea va fi rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În zonele joase de relief vor fi și ceva condiții de ceață. 5 grade în Constanța, 1 grad în Iași, în jur de minus 2 grade în Brașov, 0 grade în Sibiu, un grad, două, poate în Arad și Timișoara. Mâine vremea va fi frumoasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane și în sudul Banatului. Vor fi în jur de 13 grade în Constanța, la fel în Iași, 14 în Brașov, 16 în Sibiu, 18 grade în Deva, 19 în Timișoara, în jur de 16 grade în Craiova. În capitală la noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 5 grade, ușor mai scăzut în zona periferică. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade, dar iată, mâine în capitală se vor atinge chiar 20 de grade. La munte, valorile termice vor crește față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale, însă dimineața va fi rece. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, iar noaptea vor fi în iar spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea pentru ploi slabe izolate în zona Carpaților Orientali. Vor fi în jur de 13 grade în Păltini și Poiana Brașov, 12 grade în Predeal, 11 grade în Sinaia, 13 grade se vor atinge la stâna de vale. Poi mâine valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice perioade în majoritatea zonelor țării, în jumătatea nordică a teritoriului cerul va fi mai mult noros, iar mai ales în a doua parte a zilei și noaptea local vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă. În celelalte regiuni, în orările vor fi temporare și doar pe arii răstrânse vor fi posibile ploi slabe. 18 grade în Constanța, 19 în Iași, 20 de grade în Brașov, 21 de grade în Sibiu, 24 în Arad și în Timișoara. România deține resurse de gaz fosil încă neexploatate. Acest fapt ne conferă o falsă siguranță cum că ne-am putea baza pe ele pe termen lung. În realitate, lucrurile nu stau așa. De fapt, există mai multe mituri legate de gaz, și exact despre acestea vom sta astăzi de vorbă cu Alin Tănase, campaigner Greenpeace pentru climă și energie. Bine, ai venit la noi în studio. Bine, găsit. Să pornim dialogul nostru, în primul rând, de la motivele care au declanșat revitalizarea ideii că ne folosim de combustibil fosil pentru a obține energie, în loc să trecem la energia verde. România are un plan eliminarea cărbunelui din mixul energetic. Și aici vine întrebarea firească: ce punem în locul cărbunelui? Și aici decidenții noștri susțin ideea creșterii consumului de gaz prin noi capacități de producere a energiei electrice din gaz, dar și de a extinde rețeaua de distribuție pentru a asigura energie termică. Care sunt cele cinci mituri legate de gaz pe care Greenpeace le etalează pe tapet în această perioadă? Primul mit vorbește despre uh, faptul că trebuie să înlocuim cărbunele cu gaz pentru că energia regenerabilă este intermitentă. E bine, spunem că acest, uh, acest mit este fals pentru că intermitența poate fi asigurată cu, cu alte tehnologii. Spre exemplu, putem vorbi de stocare care devine din ce în ce mai accesibilă. Uh, de asemenea, putem să vorbim despre balansarea uh, rețelei prin, uh, prin distribuitorii de energie care ar putea să modereze cererea și consumul inteligent. Ăsta este primul mit. Mitul 2 vorbește despre, despre, gaz ca fiind un combustibil de tranziție care asigură decarbonarea în, în sectorul de energie electrică și termică. Și acest mit este fals pentru că vedem că aceste investiții în centrale noi, dar și în rețele de distribuție, au o durată de viață extrem de lungă. Pentru centrale pe gaz ele au o durată de 30 de ani și pentru rețele chiar și peste 50 de ani. Dacă facem calculele, vedem că aceste investiții ne duc mult peste anul 2050, care este anul în care Comisia Europeană și România, ca stat membru, și-a propus să ajungă neutralitatea climatică. Deci, implicit, dacă facem aceste investiții acum, riscăm să le închidem mult mai devreme decât durata lor de viață și, implicit, să nu fie fezabil economic. Un al treilea mit vorbește despre gaz ca aducând securitate energetică în, în regiune. Din păcate, aici vedem că resursele sau zăcămintele de gaz pe care le are România nu sunt chiar atât de mari și ele n-ar asigura consumul decât pentru următorii 10-15 ani. Al patrulea mit vorbește despre costurile energiei regenerabile și faptul că energia electrică pe gaz este mai ieftină decât cea pe, din energie regenerabilă. E bine și acest mit este fals. Vedem cum prețul gazelor este din ce în ce mai scump. În schimb, atât investițiile în energie regenerabile, cât și energia electrică produsă devin din ce în ce mai ieftine. Și în final, ultimul mit, al cincilea mit, vorbește despre locurile de muncă și faptul că industria gazului are mai multe, sau produce mai multe locuri de muncă decât industria energiei regenerabile. Deja energia regenerabilă oferă mai multe locuri de muncă decât industria gazului și lucrul ăsta uh, o să se accelereze în următoarea perioadă. Mulțumesc mult, Alin, pentru toate aceste informații utile. Pregătiți-vă pentru cea mai mare eclipsă de soare vizibilă din țara noastră în perioada 2015-2027. Aceasta va avea loc pe 25 octombrie și va fi cel mai mare eveniment astronomic al anului. Eclipsa va fi parțială și maximul ei se va produce între orele 13 și 28 de minute în vestul țării și 13 și 42 de minute în est. Eclipsa va începe în nord-vestul României la ora 12 și 19 minute, penumbra deplasându-se de la nord-vest spre sud-est. Începând de la ora 12 și 29, eclipsa va putea fi văzută și în sud-estul României. Eclipsa va dura până la 14.36 în vest și 14.55 în sud-est. Eclipsa parțială de soare va putea fi văzută din Europa, vestul și sudul Asiei, precum și din nord-estul Africii. Următoarea eclipsă de soare, care va putea fi observată din România, va avea loc abia în 2025. Dacă doriți să urmăriți spectacolul, trebuie neapărat să folosiți o protecție solară specială pentru ochi, adică ochelari special pentru eclipse sau filtre solare telescopice de înaltă calitate. Nici ochelarii de soare normali, nici geamurile de sticlă negrite de funingine, de exemplu, nu rețin razele ultraviolete care sunt periculoase pentru ochii noștri. Alternativ, puteți proiecta soarele pe o foaie de hârtie cu ajutorul unei camere cu orificiu, cunoscut sub numele de stenopă, de exemplu. Rămâne de văzut dacă, în cele din urmă, vremea ne va ajuta să urmărim eclipsa. Vă vom ține la curent în zilele premergătoare evenimentului aici, la Evremea Ta. Să vedem cum stăm cu vremea, cu temperaturile și fenomenele meteo în Europa. Iată, în Madrid vor fi în jur de 17 grade, sunt așteptate ploi, la fel și în Lisabona, unde e ceva mai cald, dar totuși nu se arată soarele, în jur de 21 de grade, 19 grade în Amsterdam, la fel și în Londra, unde sunt așteptate ploi. Nici Parisul nu este ocolit de ploi, vor fi în jur de 20 de grade și toată ziua cerul rămâne acoperit. În Atena, 21 de grade cu cer parțial noros, în Roma, în jur de 24 de grade, 17 grade, în Istanbul, în Sofia, nu mai mult de 17-18 grade, dar cerul rămâne parțial noros. Mergem mai departe. În Oslo vor fi nu mai mult de 7 grade cu cer acoperit de nori. Sunt așteptate ploi în Berlin cu 15 grade în termometre, 10 grade în Kiev cer acoperit de nor, se arată și soarele din când în când, ceva mai mult soare, în schimb în Moscova, unde vor fi în jur de 7 grade. Bandi este câinele care a studiat îndeaproape situația gravă a inundațiilor din Australia. Acestea au lovit sud-estul continentului. Barajul de pe lacul Epaloc, aflat la 130 de km nord-est de Melbourne, a atins nivelul de 3 metri deasupra acelui maxim posibil de alimentare. Adică barajul s-a umplut la o capacitate de 135% și s-a revărsat. Situația aceasta este chiar mai gravă decât inundațiile celebre din anul 2011. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine de la ora 18.55. Vă las acum cu imaginea zilei. Rămâneți pe TVR2, nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook sau pe YouTube. Să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.